Din cauza secetei din ultimii ani, care, cel puțin în zona de sud a Buzăului, a pârjolit totul, fermierii au înregistrat numai pierderi. Pentru a contracara neajunsurile meteorologice, au fost căutate soluții cât mai accesibile și, pentru că fără irigarea culturilor nu se poate rezolva nimic, a apărut și ideea folosirii apelor uzate de la compania de apă. A apărut această idee să folosim apa din stația de epurare a municipiului Buzău, o stație foarte modernă, unde consumăm o mulțime de energie electrică, peste 3000 de megawatți oră, și iar această apă, după ce o supertratăm, o dăm pe apa Sâmbetei la propriu. Deci 10 milioane de metri cub de apă o dăm în râul Buzău, din Buzău merge în râul Siret, din Siret în Dunăre și din Dunăre în Marea Neagră, iar oamenii n-au o picătură de apă să-și irige culturile și totul se usucă. Edilul șef Constantin Toma a invitat la Palatul Comunal primarii din Țintești, Ismeieni, Gălbinaș, Cilibia și Cea Roseti, dar și reprezentanții ai societăților comerciale și asociațiilor agricole, fermieri și specialiști în agricultură pentru a discuta proiectul. Mergem cu acest proiect pentru că suntem obligați și de Uniunea Europeană. Există deja o directivă europeană prin care ne obliga deja până în 2023-26 iunie să avem deja legislația prin care să putem utiliza această apă, dar în acel regulament aprobat de Uniunea Europeană și de Parlamentul European, de fapt, permite să ai și proiecte pilot, cum este proiectul nostru, pe care împreună cu specialiștii, cu domnul Mărăcine, specialist în irigații, cu o firmă de proiectare foarte puternică, încercăm să creăm un sistem de irigații de 25-30 de mii de hectare în partea de sud, în partea de Bărăgan a municipiului Buzău. Sistemul va fi cu supresiune, cu conducte îngropate, cu ramificații la terenurile agricole, realizăm ploturi de irigații cu stații de punere sub presiune. Vor fi construite și două lacuri de acumulare, unul care va face o epurare naturală, iar cel de-al doilea de dimensiuni mai mari, unde va fi stocată apa rezultată. Acest volum de apă important, 10 milioane de metri cubi, va fi suplimentat cu încă 2 milioane de metri cubi apă uzată, pentru că în momentul ăsta, prin proiectul pe care îl desfășoară compania de apă, vor fi legate mai multe localități din jurul municipiului Buzău. Apa uzată va veni tot în această stație de epurare. Mai mult de atât, noi am preluat de la ANIF, în proprietate publică, canalul Iazul Morilor și vom mai prelua câteva milioane, cu siguranță câteva milioane de metri cubi anual pentru diluție și a suplimenta acest volum de apă dacă va fi necesar să dezvoltăm aceste rețele și în alte comune, tot din Bărăganul Buzăului. Priza de apă pentru acest sistem va fi înaintea treptei biologice pe care noi o avem în stația de epurare. Asta, bineînțeles, că pentru noi va însemna o reducere masivă de costuri, dat fiind faptul că această treaptă biologică consumă circa 30-40% din energia necesară unei stații de epurare. Apa care va fi folosită pentru culturile agricole sau pentru grădinărit nu va putea fi introdusă în sistem decât dacă, în urma analizelor de laborator, toți parametrii vor fi corespunzători. Am cultură de porumb. Pentru porumb pot avea concentrații maxime de azot, fosfor, potasiu mai mari. Bun, asta înseamnă că nu trebuie diluată apa care vine din stația de epurare. Dacă am cultură de roșii, la roșii trebuie să am alți parametri ai apei cu care irig. În situația aceasta, de asta vă spunea că va fi o conductă de la stația de epurare și conductă din Iazul Morilor, care practic vine cu apă din râul Buzău, apă care nu are niciun fel de încărcătură chimică, deci nu are încărcătură în aceste elemente azot, fosfor și potasiu. Și se va face o diluție astfel încât apa care se livrează pentru cultura respectivă să poată fi, să fie corespunzătoare cu cerințele de culturii respective. Odată realizat, sistemul de irigații va fi un ajutor pentru agricultori care nu vor mai sta la mila naturii, chiar dacă ei cred că va fi nevoie de o cantitate mult mai mare de apă pentru a iriga toată zona agricolă din sudul Buzăului.